Bun, deci salut, Ryan, bun și bine v-am regăsit la un episod de dat aici pe desktop, pentru că vreau să vă arăt și vouă o rezolvare la o problemă pe care am avut-o destul de mult timp. Aceasta fiind legată de OBS Studio. Am primit și un mesaj pe Messenger să intrăm la un meci de CSGO. Poate o să filmez astăzi, mă rog. No, bun, avem aici OBS Studio-ul și se vedea în felul următor. Deci fix cum îl downloadați, instalați tot ce vă cere la instalare, îl deschideți și o să vă apară în felul următor. O să vă apară un ecran negru. Mie mi-a luat foarte mult timp să... Mi-a luat în jur de un an de zile până am găsit o rezolvare. Am căutat și pe internet și n-am găsit. Poate nici n-am căutat cum trebuie. N-am găsit. Eu acum am găsit o rezolvare. Nu pot să zic că rezolvarea este făcută de mine sau că am descoperit-o eu personal. Am găsit-o și eu pe net și am zis să vă împărtășesc și vouă. De exemplu, când dădeam aici să-mi dea captură la un monitor, asta mi-a arătat toată neagră, fraților. Deci aici era un punct roșu și negru. Așa o să vă apară și vouă. De să șterg această captură pentru că am altă rezoluție la monitor și este lărgită. De ce prefer OBS Studio și nu OBS Classic? Pentru că, de exemplu, uitați ce putem să facem, fraților. Putem să ne jucăm efectiv cu ecranul, putem să mut unde vreau asta și lucruri de genul. Este mult, mult mai folositor OBS Studio-ul decât OBS Classic. Eu am folosit timp de un an de zile. Toate videoclipurile mele din ultimul an au fost filmate cu OBS Studio, OBS Classic și am vrut să filmez cu OBS Studio, dar nu am reușit. Bun, hai să nu ne mai lungim cu vorba și să trecem la rezolvare. O să mut OBS-ul pe ecranul secundar. Bun, în primul rând ce trebuie să faceți? O să dați în primul rând click pe Window. Este strict pentru Windows 10, pentru Windows 7 nu știu exact dacă are vreo problemă. O să dați pe Settings. Stați așa cum mi l-a pus pe monitorul secundar. O să dați pe System. O să selectați monitorul pe care vreți să înregistrați. Eu cum înregistrez pe monitorul 2. Este monitorul principal dacă mi-apare 2, pentru că monitorul principal, nu știu, e mai complicat de ce am așa. Nu știu exact niciodată de ce. Mergeți jos de tot și o să vedeți aici Graphic Settings. Setările grafice. O să dați click pe ea. Și o să vedeți aici Classic App. Nu vă interesează, o dați pe Browse. Așa, dă să măresc totuși un pic să fiu sigur că vedeți bine. Și tiles. Așa, bun. O să dați pe This PC, Local Disk C, Program Files. Aici o să căutați Studio. Pac. O să vă apară OBS Studio, primul. O să dați pe bin, 64 de biți, dacă aveți sistem de 64 de biți. Dacă nu aveți de 64, instalați cel de 32, OBS-ul de 32 de biți. O să dați click aici și dați add. Eu nu o să mai dau pentru că deja l-am aici. După ce i-ați dat chestia asta, o să-i dați aici, o să dați click pe OBS Studio, unde scrie OBS Studio. O să vă apare aici două butoane, Option și Remove. O să dați pe Option și vouă o să vă apară System Default, bifat. O să dați pe Power Saving, nu știu exact de ce trebuie să dai pe Power Saving ca să înregistreze, habar nu am. Și o să-i dai Save. Bun. După ce ați făcut chestia asta, dați iar pe Window, căutați aici așa frumos, dați în jos, tot pe Window, o să vă apară aici folderul de OBS, o să dați click, o să vă apară OBS Studio în 64 de biți, o să dați click dreapta pe OBS, More, Open File Location, stați așa că bineînțeles că tot pe monitorul secundar mi l-a dat, click dreapta, Properties, și o să mergeți la Compatibilitate, Compatibility, cred. Și o să faceți în felul următor. Eu o să dau aici ca să pot să vă arăt. Opa, aici. O să dau aici ca să vă pot arăta exact. Voi trebuie să lucrați tot de aici, doar că eu o să lucrez de aici. Da. No, bun. O să-i dați pe aici. Run this program its compatibility mod for. O să-l bifați și o să-i dați pe Windows 7. Și o să-i dați ca acest program să meargă prin administrator, să se pornească prin administrator. Run this program as an administrator. Și o să-i dați apply. O să-i dau cancel, cred că am modificat ceva. Astea sunt setările. Dacă i-ați dat aici, aici și i-ați selectat din soapte, ați dat apply, lăsați OBS-ul pornit, închideți OBS-ul, dați un refresh și porniți OBS-ul. O să vă apară, cum v-am spus, cu asta. Chestia asta sper că v-a apărut și vouă. Eu acum mai dau nu. Nu v-a apărut. E chestia aia, cererea de administrator. Gen, vedeți chestia asta de aici. Asta aici. Nu știu nici cum să-i zic, scuz sau ceva de genul. No. Și ăsta este tot. Deci eu pentru 2-3 minute de
filmuleț pentru a rezolva problema asta. Eu m-am chinuit un an de zile. No. Sper că v-am ajutat. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Zuki, iar până la următorul episod, vă salut. Bye bye.